Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Modalități diferite de a te ruga. Partea a doua. Ezechia a luat scrisoarea și a citit-o înaintea Domnului. Isaia, capitolul 37, versetul 14. Unul dintre regii importanți ai lui Israel, Ezechia, a primit odată o scrisoare de amenințare de la un rege mult mai puternic, Sanherib, suveranul Asiriei. Acesta a solicitat predare necondiționată și a spus lui Ezechia să nu se încreadă în Dumnezeu. Scrisoarea era clară, avertizându-i că dacă vor opune rezistență, vor trebui să-și mănânce balega și să-și bea udul înainte de a muri. Citește la 2 Împărați, capitolul 18, versetul 27. Așa că Ezechia s-a dus la templu cu scrisoarea și a întins-o înaintea Domnului. Apoi s-a rugat: Dumnezeul lui Israel care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împărățiilor pământului. Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă. Doamne, deschide-ți ochii și privește. Am citat versetele 16 și 17 din Isaia 37. Ezechia a spus de fapt: Doamne, citește-te rog această scrisoare și apoi fă ceva. Și Dumnezeu a făcut. Firește, ceea ce a făcut el a fost spectaculos. Citim versetul 36 din Isaia 37. Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți aceștia erau niște trupuri moarte. Am încheiat citatul. Așadar, ce hârtie ai dori să întinzi înaintea Domnului? Un extras de cont care te copleșește? Sentința unui divorț? Un diagnostic medical? Un e-mail plin de mânie? Orice hârtie care îți provoacă stres poate fi o invitație la rugăciune și un motiv care poate fi prezentat înaintea Domnului. Dacă pentru tine este important, este important și pentru El. Poate spui: nu am mai făcut așa ceva până acum. Încearcă! Lasă situația în mâna Lui. Încrede-te în El și privește cum rezolvă El lucrurile pentru tine.